Luni, la biroul electoral municipal și-a depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului Buzău din partea Partidului Național Liberal, Carmen Nichim. Alături de candidat s-au aflat consilierii propuși pe lista pentru Consiliul Local Municipal și reprezentanți din conducerea partidului. Pentru prima dată au șansa să aleagă în funcția de primar al municipiului Buzău o femeie liberală, funcția de demnitate publică așa cum este primarul municipiului Buzău, are multe probleme. Și probleme și beneficii, spun eu. Beneficiile se văd atunci când buzoianul o duce mult mai bine. Și cred că asta este și deviza noastră, că vom face proiectele pentru buzoieni doar cu consultarea buzoienilor. Sperăm că părerea lor, și nu sperăm, credem că părerea buzoianului contează cel mai mult în dezvoltarea Buzăului. Cu acest prilej, senatorul PNL Vlad Pufu a anunțat că formațiunea politică pe care o reprezintă va organiza o campanie pozitivă, cu proiecte care să țină cont de nevoile orașului. Va fi o campanie curată, așa cum stă bine unui candidat femeie în primul rând. Știți foarte bine că n-am abordat niciodată campanii negative. Vom merge pe campanii pozitive, pentru că buzoienii au nevoie să aibă pentru prima dată discuții despre proiectele care li se propun. Pentru că uitați-vă și noastră, am spus de fiecare dată că nu există o anumită predictibilitate, că se fac proiecte care nu se termină util și confortabil pentru buzoieni și asta vedem. Suntem în piața Dacia, este a treia oară când se dă peste cap, e a treia oară când se rezolvă prin minuni inginerești, sunt invenții de Buzău. Ori chestiunile astea trebuie să se termine odată pentru totdeauna și să avem proiecte care să fie finalizate cap-coadă, astfel încât să fie în beneficiu buzoienilor și în beneficiu nostru al tuturor. Mă refer și la trafic, mă refer și la infrastructură, mă refer și la problemele pe educație și și nu în ultimul rând la cele pe sănătate. Da? Pentru asta venim și propunem un candidat femeie, pentru că este nevoie de o mână de femeie care să așeze lucrurile în Buzău. Gata cu Harababura, din 9 iunie. Înainte de a se înscrie în cursa electorală, Carmen Nichim a ocupat funcția de comisar șef al Gărzii de Mediu și prefect în cadrul instituției prefectului Buzău. Tot astăzi și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Adrian Mocanu, președintele organizației județene a Partidului Național Liberal Buzău.